Când privim în sus spre cer, în fiecare zi vedem aproximativ același peisaj. Cerul este albastru, norii sunt pretutindeni, iar soarele galben încălzește vietățile de pe suprafața planetei. Însă toate aceste culori sunt determinate de atmosfera Pământului și de comportamentul luminii atunci când trece prin ea. Celelalte planete din sistemul solar au atmosferă diferită, iar lumina este reflectată în moduri și direcții diferite. Astăzi o să răspundem la extraordinara întrebare: cum arată cerul pe celelalte planete? Înainte să începem, nu uitați să vă abonați și să dați un like acestui videoclip, am aprecia foarte mult. Deci, de ce este cerul albastru pe Pământ? La prima vedere pare o întrebare banală, însă a durat ceva timp până când oamenii de știință au putut răspunde acestei enigme. A durat până în anul 1911, atunci când Einstein și-a elaborat ecuațiile care au explicat împrăștierea particulelor de lumină prin diferite materiale. Este vorba despre moleculele specifice care alcătuiesc atmosfera Pământului, adică în cea mai mare parte hidrogen și oxigen, și cum reacționează aceste două elemente la lumina Soarelui. Lumina vizibilă călătorește prin atmosferă sub formă de valuri, iar pe măsură ce valurile de lumină se lovesc de moleculele din atmosfera planetei noastre, acestea sunt supuse fenomenului de difracție care reprezintă modul de propagare a undelor luminoase în spatele unui obstacol. De fapt, noi vedem doar o lumină albă, lumina soarelui este de fapt formată dintr-un spectru larg de culori, unde lumina albastră are o lungime de undă mai scurtă, dar o frecvență mai mare, ceea ce înseamnă că este mult mai răspândită decât celelalte culori și astfel cerul este albastru. Drept contrast, lumina roșie este opusul luminii albastre cu o lungime de undă mai lungă și o frecvență mai scurtă, deci este mult mai puțin vizibilă. De aceea cerul tinde să fie roșu doar la răsărit sau la apus atunci când soarele este cel mai îndepărtat de locul în care te afli, iar lumina lui a străbătut mai multă atmosferă datorită unghiului la care se află față de tine, pierzându-și efectul de lumina albastră înainte de a ajunge la poziția ta. Deci asta se întâmplă pe Pământ, însă cum rămâne cu celelalte planete? Atmosfera planetei Mercur conține hidrogen, heliu și oxigen. Datorită apropierii față de soare și dimensiunii mici, aceasta are o atmosferă foarte rarefiată, din acest motiv razele soarelui care ajung la Mercur nu sunt supuse fenomenului de defracție, deci cerul văzut de la suprafața planetei când nu privim direct către soare ar arăta aproape ca priveliștea universului din spațiu, întinderi vaste de gri, mult negru și un întuneric aparent plin cu mii de stele strălucitoare împrăștiate aleatoriu. Toate acestea, în ciuda faptului că soarele însuși pare de două ori mai mare și de șase ori mai strălucitor pe mercur decât pe pământ, datorită distanței relativ mici față de stea. Pământul însuși ar fi vizibil pe cerul planetei Mercur drept un glob luminos și strălucitor, iar cum o zi pe Mercur durează 59 de zile pământești, ai avea foarte mult timp la dispoziție ca să te bucuri de priveliște. Pe Venus, care este o planetă destul de ciudată, atmosfera este compusă în proporție de 96% din dioxid de carbon, ceea ce o face extrem de letală pentru oameni. Datorită structurii acelei atmosfere și presiunii care este de 90 de ori mai mare decât pe Pământ, Soarele nu este tocmai vizibil de pe suprafața planetei. Totuși, dacă steaua ar fi vizibilă pe Venus, am avea o priveliște destul de ciudată, pentru că acesta va răsări de la vest și va apune la est. Toate astea pentru că Venus se rotește într-o mișcare retrogradă, adică într-o direcție opusă față de majoritatea planetelor din sistemul solar. Cercetătorii sunt de părere că cerul văzut de pe planeta Venus are o culoare portocalie și totodată este încețoșat, oferind o priveliște de neuitat, înspăimântătoare și sumbră. Temperatura de la suprafața planetei ajunge până la 480 de grade Celsius, suficient de mult pentru a distruge orice ar trimite omenirea acolo. Vânturile venusiene suflă cu putere pe suprafața planetei și alături de norii portocalii alcătuiesc un peisaj desprins din Iad. De cealaltă parte a Pământului se află planeta Marte, care are o atmosferă de 100 de ori mai subțire. Totuși, spre deosebire de Mercur, oamenii de știință nu sunt siguri vis-a-vis -vis, de ce s-a întâmplat cu atmosfera lui Marte, însă rămășițele atmosferice au o compoziție de 95% dioxid de carbon. În ciuda trimiterii diferitelor vehicule numite și rover pe suprafața sa, încă este o provocare să vedem cum arată cerul cu adevărat de pe suprafața planetei Marte datorită modului în care ochii noștri percep valurile de lumină despre care am vorbit mai devreme. Până acum, oamenii de știință au stabilit că în timpul zilei cerul văzut de pe planeta Marte ar avea culoarea caramelului, iar la apusul soarelui acesta va fi un roz roșiatic, în timp ce zona din jurul stelei va avea o culoare albastră. Totuși, în timpul unei furtuni tipice și violente de praf marțian, toată suprafața planetei ar avea o culoare apocaliptică de roșu aprins, suplimentând reputația planetei Marte drept planeta roșie. Alte caracteristici care ies în evidență cu privire la cerul marțian sunt cele două lune ale sale, Phobos și Deimos. De la suprafața planetei Marte, Phobos pare că are o treime din mărimea Soarelui, dar Deimos pare mult mai mic. Jupiter este a cincea planetă de la Soare și cea mai mare din sistemul nostru solar fiind denumită și Gigantul Gazos. Va fi destul de greu să stai pe suprafața acestei planete la propriu pentru că nu există cu adevărat o suprafață din pricina cantităților mari de hidrogen și heliu care reprezintă cea mai mare parte a masei sale. Dar, indiferent de aceste aspecte, se crede că cerul jovian are o nuanță de albastru întunecat pentru că razele de lumină emise de soare sunt de 27 de ori mai slabe pe Jupiter decât pe Pământ. Cu câte scufunzi mai adânc în interiorul planetei, cu atât norii de gaz devin mai întunecați de la albastru la maro sau roșu, iar odată ce ajungi la nucleul planetei, totul devine întunecat. În timp ce privești cerul lui Jupiter, poți vedea de asemenea sateliții naturali care orbitează planeta masivă, asta doar dacă nu cumva condițiile meteorologice te vor împiedica să privești cerul. De pe suprafața planetei, satelitul natural Io ar părea mult mai mare decât pare Luna de pe Pământ. Europa ar fi mai mică, dar totuși vizibilă, iar Ganymede va fi mai mică decât Io, dar la fel de strălucitoare. Toți cei trei sateliți naturale numerați până acum eclipsează soarele destul de des. Nu uita că dacă ești destul de norocos, s-ar putea să întâlnești unul dintre cele mai populare fenomene de pe Jupiter, ploaia cu diamante. Următorul, Saturn, unde hidrogenul reprezintă majoritatea compoziției atmosferice, urmat de heliu. Din nou, cerul va fi în cea mai mare parte albastru, însă Saturn este acoperită cu ceață destul de densă, iar prin urmare, nuanța cerului va fi un albastru murdar gălbui. Spre deosebire de Jupiter, nu ai avea foarte multe de văzut la sateliții naturali a lui Saturn, pentru că până și cel mai mare dintre ei, Titan, ar fi de la suprafața saturniană pe jumătatea dimensiunilor Pământului. Dar, desigur, asta contează mai puțin pentru că inelele lui Saturn ar fi principalul punct de atracție de pe cerul planetei. Benzile masive formate din praf cosmic strălucitor și gheață se întind pe întreaga suprafață a cerului, deși ar arăta diferit în funcție de locul unde te afli pe planetă. Dacă ești chiar sub inele, acestea ar arăta foarte subțiri pentru dimensiunea lor reală, dar dacă te afli în depărtare, acestea ar da impresia că se extind Uranus și Neptun sunt atât de îndepărtate de Soare încât cerul lor este considerat a fi destul de similar unul cu celălalt. De fapt, Neptun este atât de aproape încât a terminat o singură orbită completă în jurul Soarelui de când a fost descoperit pentru prima dată în anul 1846. Uranus are inele asemănătoare cu cele de pe Saturn, dar nu sunt la fel de vizibile de pe suprafața sa. Cerul planetei are o nuanță albastră foarte slabă datorită puținelor raze de soare care ajung pe suprafața planetei, deși atunci când vine vorba de primii 5 cei mai mari sateliți naturali ai acestei planete, atunci când suprafața ei nu este acaparată de furtunile de gheață, sunt destul de vizibili. În cele din urmă Neptun oferă un cer cu o nuanță albastră excepțională, iar inelele sale relativ subțiri sunt destul de vizibile de pe suprafața planetei. Lunile Triton și Proteus, care orbitează planeta Neptun, sunt extrem de ușor de observat atunci când cerul este limpede. Chiar și sateliții naturali mai mici ai planetei sunt cel puțin ușor de identificat dacă știi unde să te uiți. Deși celelalte ceruri ale planetelor din sistemul nostru solar sunt destul de misterioase, iar unele chiar mirifice, cerul albastru de pe Pământ este singurul care permite supraviețuirea noastră pe suprafața planetei în mod natural. Așadar, cu toate acestea fiind spuse, va dura destul de mult timp până când o să putem vedea cu proprii ochi diferite efecte pe care le are atmosfera planetelor din sistemul nostru solar asupra valurilor de lumină și ce culori au cerurile lor, însă asta nu înseamnă că nu trebuie să fim curioși în această privință. Legile de bază privind împrăștierea luminii explică de ce majoritatea planetelor găzduiesc un cer oarecum albastru, indiferent de poziția pe care o ocupă în sistemul solar, pentru că pur și simplu așa sunt programați ochii noștri să vadă toate aceste fenomene. Singura excepție notabilă este planeta Marte, care în viitor ar putea să ne ofere prima priveliște reală a unui cer extraterestru. Așadar, așa arată cerul pe celelalte planete din sistemul nostru solar. Voi ce credeți? Am ratat ceva? Ne puteți răspunde în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!